Evoluția cazurilor de COVID-19 în Maramureș a determinat autoritățile să impună restricții, iar școlile din județ au intrat treptat la cursuri online. Situația a fost aceeași și în comuna Șișești, însă administrația locală tot a făcut eforturi pentru a crea condiții bune elevilor, pentru vremea în care aceștia vor reveni în bănci. În prezent sunt în amenajare 3 spații de joacă pentru copii. 9 sunt aproape finalizate la Șurdești și la Dănești. Urmează să finalizăm împrejmuirea și montarea cauciucului, suprafața cauciucată pe jos. Iar la Șișești vom finaliza și aici acest spațiu de joacă în această toamnă. Avem o problemă cu un pic cu terenul, acolo o mică problemă juridică. Pentru amenajarea spațiilor de joacă, primăria a făcut rost de fonduri europene. Tot în această perioadă se lucrează la gardurile care împrejmuiesc unitățile de învățământ din comună. Facem gardul împrejmuitor la Negrea, la Dănești, la Șișești, la Șurdești, pentru a putea face recepția lucrărilor. În această toamnă sperăm până la începutul decembrie să finalizăm și aceste lucrări. Vom face poartă de acces și o monitorizare video pe viitor. Noi am așteptat un pic să alocăm banii pentru repare, pentru că de anul viitor se vor deschide fondurile europene și s-ar putea chiar să vină ceva finanțări de genul din fonduri europene, atunci scutim din bugetul local. Dar dacă nu din bugetul local, vom aloca bani pentru monitorizarea video a tuturor școlilor. Dacă lucrările amintite vor fi duse la final, unitățile de învățământ din comuna Șișești vor oferi o mai bună siguranță elevilor decât multe școli și grădinițe din municipiul Baia Mare.